am observat în viața reală un gest reflex pe care îl face o femeie în raport cu fostul ei soț. Mă rog, el are loc la finalul filmului, nu vreau să spun mai multe. Ei au fost împreună vreo 30 de ani, după aia au divorțat și când se întâlnesc după, la vreo 10 ani după divorț, ea face un gest și se comportă de parcă ar fi încă împreună. Și chestia aia m-a emoționat foarte tare și în jurul acelui gest am construit după aia scenariul. Asta despre de unde a pornit. De când a devenit lungmetraj, adică din 2012, când ți-am zis că am pornit de la o formulă de scurtmetraj, cam asta a fost schema, adică tată-fiu cu drum, o reuniune de familie și nu s-au modificat chestii fundamentale, așa, doar la detalii am lucrat. Dar parcursul a fost cam același tot timpul. Cred că a fost, am zis, un singur draft și după aia am lucrat pe detalii, pe acel draft. Am considerat că e bună direcția din start. Nu m-am gândit foarte mult la gen, dar mi-a plăcut să vorbesc despre schimbare, cumva, în filmul ăsta, pentru că există schimbări la mai multe nivele, adică felul în care fluctuează personajul fiului în raport cu taică-sul. La început este foarte deschis față de taică-sul, este chiar așa fascinat de poveștile lui, așa cum era probabil și în copilărie, și după aia se schimbă, trece prin mai multe stări în raport cu tatăl său, de la fascinația asta la un fel de iritare, de la iritare la un fel de plictis, după aia de la plictis la un fel de revoltă, trece prin mai multe stări el. Și atunci, dacă așa era conținutul relației între personaje și această formă de road movie îmi oferea formal ocazia să tematizez, să surprind o fel de mișcări care se întâmplă între planuri secvențe, în elipsă, adică schimbări de lumină, filmul începe dimineață și după aia ajunge în noapte și după aia se termină a doua zi dimineață, schimbări de geografie, trec pasul Tihuța, schimbări de, nu știu, de zona țării, cu tot ce înseamnă asta, adică schimbări de arhitectură, de, poate și de accent, din limbă, încep în Transilvania și ajung în Moldova. Deci, cumva, cam asta e, adică fluctuațiile astea, tipul ăsta de schimbare pe care o suportă personajele în relația dintre ele, am vrut să se regăsească și formal. Și de aia, cred că formula asta de film pe drum, sau mă rog, două treimi din el pe drum, s-a potrivit cu ce am vrut eu ca și conținut. E un film despre povești, în care povestitul joacă un rol foarte important. Asta și apropo de lucruri care trimit spre trecutul familiei, prin povești și prin alte gesturi, dar și principal prin povești, să filmul trimite la trecutul lor comun, când erau toți o familie unită. Și atunci, fiind despre asta, trebuia să aibă oarecare oralitate dialogul și mai ales momentele de povestit. Și atunci am căutat oralitatea asta de la nivel de scritură. Și în sensul ăsta zic, mă bucur că pare improvizat, pentru că înseamnă că am reușit să fie destul de oral filmul, încât să pară uneori improvizat. Acum, sigur că au fost secvențe, cum am mai spus, în care chiar am improvizat acolo. Adică actorii le-am dat cumva o direcție și după aia actorii au improvizat. Dar mare parte s-a respectat textul. Știam foarte bine cam ce înseamnă fiecare partitură. Cred că am făcut la un moment dat și niște fișe de personaj. Și fiecare ce, așa, pe straturi, ce are în spate. Și am știut foarte bine, sau cred eu că am știut foarte bine, și împreună cu Anca, cu scenarista, cam înspre ce ne îndreptăm. Și după aia nu, am făcut un casting care a durat o vară întreagă și am vrut să vedem, mai să vedem care se potrivește pe rolurile astea. Deci nu m-am gândit la absolut niciun actor dinainte. Cred că nu s-a nimerit Poto cu domnul Titieni la aceeași probă. Că, na, și din motive practice, vezi cum poți să-i adun să fie în același loc la casting, în același timp, în același loc. La Poto cu domnul Titieni nu s-a nimerit.
Însă eu știam că i-a fost profesor, domnul Titian a fost profesor lui Potoc, am mai lucrat împreună. Eu lucrasem împreună cu amândoi pe două scurtmetraje. Nu erau amândoi în acel, dar nu erau amândoi în același film, dar pe rând am lucrat cu amândoi. Și nu mi-am făcut probleme că nu o să se lege ei doi. Și atunci i-am ales efectiv fiecare pentru partitura lui cât e de potrivit și știam că după aia sunt șanse mari să se înțeleagă și ei doi și împreună cu mine. Cum a fost trecerea de la scurtmetraj la lungmetraj pentru tine? Păi ca regizor, nu știu dacă sunt diferențe foarte mari, adică și un scurtmetraj trebuie să funcționeze, trebuie la final lucrurile să facă click, să ai senzația de întreg. Cred că e o diferență cantitativă, pur și simplu e mai multă muncă. Mai mult de scris, mă rog, mai complex, ai ocazia să sap mai mult la lungmetraj. Dar am fost bucuros să am ocazia asta, că vreau să sap mai mult. Și apoi, nu știu. La mine n-a fost așa, nu mi s-a părut un salt foarte periculos, să zicem așa, că am încercat să pregătim cât mai bine filmul. Îmi și doream foarte mult, am stat destul de mult cu scenariul în sertar și îmi doream foarte mult să fac un metraj. Mai degrabă a fost entuziasmul că în sfârșit se întâmplă un metraj, decât frica că am de-a face cu ceva nou. Adică așteptam asta. Am avut 24, cred, sau 23, nu mai țin. Și da, trebuie să te dozezi, să nu obosești. Doar ultima treime în același loc. Până acolo se tot schimbă, aproape secvență cu secvență locația. Asta mi-am dorit eu ca regie, dar a fost greu pentru producție mai mult, că a trebuit să găsească cazări și să ne adaptăm la fiecare nouă locație. Eu am fost cu actorii înainte în fiecare dintre locații, am și repetat acolo. Deci, la filmare, totul era uns pentru noi.